Defensiva Petrolului are toate locurile ocupate. Asta după ce conducerea clubului i-a mai adus lui Răzvan Lucescu încă un apărător. Algerianul Murad Satli are 24 de ani, joacă fundaș central, dar și pe partea stângă. Fotbalistul cu cetățenie franceză a semnat un contract pe 3 sezoane cu gruparea petrolistă. El a evoluat ultima dată în prima ligă belgiană la Sporting Charleroi. Jucătorul de 1,86 m înălțime s-a școlit la Academia Clairefontaine și a făcut deja cunoștință cu noii săi coechipieri încă de ieri la vizita medicală. Algerianul reprezintă al 6-lea transfer al Petrolului după Barillon, Peteleu, Bolboașă, Cobrea și Fanchon. Toți veniți liberi de contract sau împrumutați, iar limba franceză se va auzi cel mai mult în cadrul lotului, având în vedere că 6 dintre jucători au aceste origini. Dar începând de astăzi, toți fotbaliștii lui Răzvan Lucescu trebuie să vorbească aceeași limbă. Vor fi 26 de jucători cu 4 portari plus juniori Alexandru și Radu. După amiază, formația ploieșteană va pleca în primul și singurul cantonament al verii care se va desfășura în Slovenia. Seara se va face cu avionul până la Viena, iar de acolo cu autocarul până la Maribor. În stațiunea slovenă, antrenorul Petrolului mai poate primi un jucător, ultimul și care să completeze linia mediană. Este vorba de un mijlocaș ofensiv, variantă la Iani Zicu, dacă acesta, bineînțeles, își va rezilia contractul de joc. La ultima conferință de presă, Lucescu Junior a spus că își dorește un lot stabil cât mai repede, deoarece timpul de pregătire este scurt.